După implicarea în manifestările dedicate Zilei Naționale a României, angajații Centrului Cultural Local Ionvina vor avea un final de an plin de activități. Programul acestora a fost prezentat de directorul instituției, Virgil Pețanca. Încă 2-3 săptămâni, sâmbătă și duminică, sâmbătă și duminică, sâmbătă și duminică, avem momente, dorim să animăm zona parcului Alei și vom avea momente artistice începând cu ora 18:20. Copiii sunt cei chemați să se bucure de aceste sărbători și să evolueze, să cânte, să danseze. Și bineînțeles, nu o să trecem în niciun an, cel puțin cât vom fi pe aici, fără a-l invita pe cantautorul nostru Tică Lămânare să ne ofere o seară cu muzică folk. Nu numai muzica va juca un rol important în acest final de an. Mai sunt copiii noștri se pregătesc la dansuri să onoreze o invitație în Serbia, sau dacă nu în Praga, în Cehia, se pregătesc la rândul lor pentru spectacolele care le fac ei, cu clasele artistice care, deci nu este numai ceva spus. Dar asta intră tot așa într-un plan mai secundar. Unul dintre cele mai importante evenimente din acest an în care Giurgiu a fost reprezentat cu cinste a avut loc luna trecută, Orchestra Simfonică Valahia, cântând alături de trupări la concertul aniversar al cunoscutei formații de muzică rock din țara noastră.